Citul Părinte Patriarh Daniel l-a primit astăzi la Palatul Patriarhiei pe eminența sa, cardinalul Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștine, aflat într-o vizită oficială în România. Cardinalul a mulțumit pentru primire și pentru contribuția reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române în Comisia Mixtă de Dialog Teologic Ortodox-Catolic. A fost o întâlnire foarte plăcută și deschisă cu Preafericirea sa, o discuție despre teologie, despre problemele actuale ale bisericii, despre ecumenism și sperăm că va aduce roade această întâlnire. Există un dialog între cele două biserici, între Biserica Ortodoxă și între Biserica Romano-Catolică, la care sunt reprezentate toate cele 14 biserici ortodoxe. Iar problema actuală care se aduce în discuție este cea dintre sinodalitate și primatul papal. Dorința și cea mai mare bucuria noastră va fi ca să obținem o unitate în Sfânta Euharistie și o unire a celor două biserici, a Bisericii Răsăritului și a Bisericii Occidentului. Am încercat să găsim soluții sau idei la aceste teme pe care ni le-am propus, iar discuțiile pe care le-am avut aici împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-au dus și ne duc la speranțe pentru viitor. De asemenea, discuțiile s-au referit și la situația ecumenică aici în România și m-a interesat foarte mult părerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în legătură cu aceste probleme, ecumenismul local. Și de asemenea, în încheierea acestei întâlniri, am avut bucuria să-i transmit salutările cordiale ale Sfântului Părinte, Papa, de la Roma și să îi adresez o invitație personală de a veni la Vatican într-o vizită oficială. În cadrul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit cardinalului pentru sprijinul acordat de Biserica Romano-Catolică Bisericii Ortodoxe Române prin oferirea de burse de studiu unor tineri teologi români și pentru găzduirea unor comunități ortodoxe românești în biserici catolice din diferite țări europene. Totodată, Patriarhul României a subliniat importanța cooperării responsabile pentru elaborarea unui document teologic despre primat și sinodalitate acceptat de ambele părți.